Dragii mei frați și surori, stimați ascultători și toți cei care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să spunem cu toții încă o dată ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. În seara aceasta, în mijlocul verii, suntem într-o zi frumoasă de iulie, în casa lui Dumnezeu, și poate înainte să veniți la adunare, poate vecinul și-a scos barbecue-ul, l-a deschis și a început să gătească acolo ceva și era un miros care trecea pe acolo și v-ați gândit ce bine ar fi să mai fac și eu ceva. Dar vreau să vă spun că așa cum noi hrănim trupul acesta în fiecare zi și îl îngrijim cu drag, așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că fiecare care își iubește trupul, îl îngrijește cu drag. Tot așa trebuie să ne îngrijim, ba mai mult, de sufletele noastre. Să le hrănim în fiecare zi din Cuvântul lui Dumnezeu. Din experiență pot să vă spun că cu cât te aprofundezi mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât îți vine dorința să te aprofundezi tot mai mult și mai mult. Și cu atât îți vine dorința să cauți și să cercetezi tot mai mult. De fapt, Apostolul Pavel spune într-o împrejurare, aș vrea să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui Hristos este Dumnezeu. Așa spune Petru în predica lui, dar Dumnezeu, spunea el, voi l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. De aceea, noi vrem ca să ne hrănim și sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, pe pământ, în Valea Plângerii, unde de multe ori poate suntem nătăjiți, triști, dezamăgiți, dar printre acestea avem aceste bucurii în suflet. Și avem bucuria mântuirii că într-o zi ne vom întâlni cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Zic alăudat și binecuvântat să fie numele în veci de veci. Dragii mei frați și surori, în seara aceasta am avut pe inimă această dorință să împărtășim câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre aproapele nostru, despre relația noastră ca și creștini cu aproapele nostru. Această relație socială în numesc oameni, în vremurile în care le trăim noi, totdeauna a fost o problemă, totdeauna a fost ca un spin oarecum în spatele oamenilor. Și de fapt, în acest text care l-a citit fratele Iosif, spune omul acela care era foarte viclean, spune el și cine este aproapele meu. Dar de fapt, dacă ați urmărit textul, la urmă el dă un răspuns, el știa cine este aproapele lui. Dar să-l ispitească pe Domnul Iisus. Aș vrea doar să fac o introducere care să ne ducă în această idee, acest subiect. Dumnezeu, El care are locuința Lui, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în cer, acolo este locașul lui Dumnezeu. Și când David a vrut să construiască o casă, o clădire, unde Dumnezeu să se pogoare și să locuiască, Dumnezeu face o afirmație și spune: unde și cum ați putea voi, oamenii, sau tu, David, să-mi construiești o casă sau un locaș unde eu să locuiesc, când cerurilor nu mă pot cuprinde? Măreția lui Dumnezeu este așa de mare. Și Dumnezeu este așa de mare, spune Cuvântul lui Dumnezeu, într-un loc, prin unul dintre apostoli, spune Dumnezeu este mai mare, vă las pe dumneavoastră să continuați, decât inima noastră. Acolo afirmația acestui apostol nu era vorba de inima de carne, cât un pumn,
ci că Dumnezeu este mai mare decât inima aceasta fizică. Nu! Dumnezeu este mai mare decât imaginația noastră și decât ceea ce credem noi despre Dumnezeu. El este mai mare, El este nepătruns. Mintea noastră a oamenilor este limitată să poți să-L cunoască pe Dumnezeu în măreția Lui. Și de altfel, Apostolul Pavel vine și spune în cartea 1 Corintenilor, spune, acum vedem ca printr-o oglindă, într-un chip întunecos. Dar atunci îl vom cunoaște pe deplin. Deci acum vedem lucrurile așa oarecum ca și prin ceață, nu sunt chiar clare, pentru că suntem limitați ca și oameni. Dar atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu, când vom primi trupul de slavă și Dumnezeu ne va transforma la sunetul unui arhanghel, atunci îl vom înțelege pe Dumnezeu și natura Lui, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, am spus că vreau să fac o introducere să ne ducă în textul din ziua, din seara aceasta. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care ar vrea ca noi să avem o relație cu Dumnezeu pe orizontală și atât. Să ne limităm la atât. Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea ca relația noastră pe orizontală, pe verticală cu Dumnezeu, să mă iertați, să se restrângă și pe orizontală cu semenii noștri. Noi nu ne limităm și acel creștin care se afirmă creștin, aș vrea să îmi iau toată responsabilitatea cuvintelor care le spun. Nu este creștin cel care are o relație, spune el, cu Dumnezeu și atât. Și cu ceilalți din jurul lui, celălalt care este aproape de el, în necaz, în nevoi, îl lasă și trece pe lângă el. Acest om n-ar fi un creștin după cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc, nu din Noul Testament, din Vechiul Testament, să înțelegi mai bine natura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în cartea prorocului Isaia, în capitolul 57 cu versetul 15. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Să vedeți ce important este om înaintea lui Dumnezeu. Și această importanță trebuie și noi să o avem în noi față de semenii noștri. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Uitați confirmarea ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Acolo este locașul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu își face timp. Își face timp. Să băgăm bine de seamă la aceste cuvinte care rămân scrise în Cartea Sfântă. Dar eu sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Lăudați să fie numele Domnului. Aici este adevărat. Pare că acest verset să se refere la partea spirituală a omului. Dar Dumnezeu nu se limitează la atât. El merge mai departe. Și El se ocupă și de nevoile noastre materiale. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă cineva este în seara asta aici și este în sănătate, are sănătate de plină și s-a dus la doctor în zilele trecute sau în lunile trecute sau anul trecut și a făcut toate analizele și doctorul i-a spus, domne, ai 50 de ani, ai 60 de ani, ai 70 de ani, dar și e sănătos tu. Aș vrea să spun ceva. Nu că ai mâncat bine. Nu că ai făcut sport. Și astea bune la locul lor. Este că Dumnezeu din ceruri s-a îngrijit de sănătatea noastră în fiecare zi. Un om, la un moment dat, un prieten de fapt, mi-a pus o întrebare. Vorbeam cu el despre creație și despre caracterul lui Dumnezeu și spuneam, Dumnezeu, toate faptele noastre le scrie într-o carte. Și era oarecum revoltat și spunea așa, măi, nu se poate.
Nu se poate ca Dumnezeu, oricât ar fi El de mare, suntem 7 miliarde de oameni aici pe pământ. Nu se poate ca El să poată să contabilizeze, să poată să contabilizeze fiecare fapt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se poate. Îmi place mult psalmul lui David, psalmul 139, și aici David se duce mai departe. Se duce într-un loc tainic unde încă nu erau fapte, nu erau gesturi, nu erau gânduri, nu erau atitudini, nu erau vorbe, nu erau nimic. Era doar un plot. Adică era doar acolo semănat un mic copilaș în pântecele Maicii Lui. Și spune aici, aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră, pentru că atunci când citim este cel mai bine. Uitați ce spune David. Că nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Să vă gând de seamă. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Vedeți, frați și surori, puterea lui Dumnezeu, capacitatea lui Dumnezeu. Ei, aș vrea acum, prin această introducere, aș vrea să trecem la textul care s-a citit în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, mulțumesc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci niște oameni au venit la ei, la Domnul Iisus Hristos, să-L ispitească. Atunci când venim de multe ori la casa lui Dumnezeu și venim aici și ne așezăm și consumăm. Consumăm rugăciunea, consumăm cântarea, consumăm predica, consumăm poezia și consumăm toată slujba. Și poate mergem câteodată acasă și spunem, măi, cum am venit? Parcă așa m-am întors înapoi acasă. Dacă ni se întâmplă astfel de lucruri, să ne punem bine întrebarea cu ce scop am venit la casa lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, nimeni cine a venit la El, care a venit cu dorință să-L cunoască, cu dorința sinceră, smerită înaintea lui Dumnezeu, nimeni n-a plecat cu mâinile goale. Nimeni. Pentru că Dumnezeu spune, a meu este pământul cu tot ce este pe el. Și al lui este și cerul cu tot ce este. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el cheamă stelele pe nume. Și niciuna nu lipsește. Noi de multe ori lipsim, așa e? Ne spune fratele Iosif, hai dați, ocupați locurile aici la fanfară și lipsim. Puterea lui Dumnezeu, frați și surori, este nemărginită. Omului este dat să se nască odată. Vorbim fizic. Apoi, trăiește o viață așa cum el și-o alege. Vine vremea când cineva îi pune mâinile pe piept sau pe lângă el și îl așează într-un loc până la o vreme. Nu spun loc de veci. Este până la o vreme. Și apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, vine judecat. În intervalul acesta de timp, când omul se naște, până pleacă la cele veșnice, el scrie în fiecare zi, scrie o carte. Este cartea călătoriei lui pe acest pământ. În cartea aceea este scris faptele mele, atitudinile mele, vorbele mele, gândurile mele și ce este foarte interesant. Dacă atunci când eram elev, fac o paranteză, în România cei care au cel puțin vârsta mea, dacă atunci când eram elev și dacă profesorul pentru urgență ieșea afară din clasă și uita catalogul undeva, nu de puține ori am văzut elevi că se ducea altul la ușă și ținea ușa și plângea să vadă când vine
Și altul se ducea și își încercuia acolo, își motiva datele când o lipsi. Unii dintre ei, prin greșeală, și-au încercuit notele. Notele erau subliniate, nu erau încercuit. Foarte diferit în cazul lui Dumnezeu. Dacă acel catalog a profesorului mare, dacă odată pe an sau odată pe trimestru, pentru cei curajoși aveai accesul la el, foarte fricos și foarte reținut, aș vrea să vă spun ceva. Cartea care o scrie în fiecare zi, cartea aceea care o scrie prin faptele noastre, prin purtarea noastră, niciodată, dar niciodată să ținem minte, nu vom avea accesul la ea. Și într-o zi, această carte, Marele Judecător al Cerului și al Pământului, va descrie această carte, va deschide înaintea noastră și acolo ne va citi purtarea noastră și umblarea noastră. Pentru cei care au acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru cei care au ales să trăiască în sfințenie, departe de păcat, departe de lume, departe de nelegiuire, care au acceptat să trăiască sub sângele Domnului Iisus Hristos, cartea aceea, permiteți-mi să vă spun, cartea aceea va fi goală. Și singurul scris care va fi iertat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și vor trece de la moarte la viață. Lăudat să fie numele Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre oameni aceștia care au venit la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească. Au venit să-L ispitească, au venit să-I vorbească. Și ce este trist? Ce este trist? Că eu cred că au plecat tot așa cum au venit. Au venit la Domnul Iisus Hristos și spune, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? În aparență, întrebarea este cea mai minunată întrebare. Dacă vă întrebă dumneavoastră și mă întreb și pe mine, dragii mei, indiferent care sunteți aici, ați vrea ca la sfârșitul alergării dumneavoastră pe acest pământ, ați vrea să moșteniți viața veșnică? Eu cred că niciun om pământesc, niciun om care trăiește aici pe pământ, n-ar vrea să spună, auzi, mă duc oriunde, oriunde mi se va trimite sufletul, acolo mă duc. Fiecare dintre noi, orice muritor, ar vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ar vrea să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Omul acesta, se pare că întrebarea lui părea bună, dar nu era chiar așa cum spunea el. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dragii mei frați și surori, dragii mei prieteni, pe Dumnezeu să-L iubești. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și pe un frate îl urăște, ce este? Este un mincinos. Este un mincinos. Să iubești pe aproapele tău, pe cel care este nevoie, în necaz, știți ce este? Este o iubire din Dumnezeu. David. David spune la un moment dat, nu mai este cineva din casa sau din familia lui Saul ca să mă port cu el cu bunătatea ca o bunătate a lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, dar Saul s-a purtat cu David cu bunătate? Nu. Dar pentru că David avea Duhul lui Dumnezeu în el și Duhul Sfânt rodea bunătatea și dragostea, David putea să se poarte în felul acesta. Cu bunătate, ca și bunătatea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mai pun încă o întrebare. Cuvântul lui Dumnezeu și fratele Iosif amintea azi dimineață despre bunătate. Pentru ca să ai grijă de aproapele tău, de cel în nevoie, de cel în necaz, trebuie să ai bunătate și dragoste, care amândouă vine din roada Duhului Sfânt, care rodește în oameni.
care rodește în oameni. Știți ce spune împăratul Solomon în cartea lui, Cartea Proverbelor? Ceea ce face farmecul unui om, vă las pe dumneavoastră să continuați, este bunătatea lui. Nu felul în care mi-aranjez freza. Este important și asta, că dacă vin tot așa, este la tot să fie de acord. Nu sunt detaliile așa de importante cum este importantă partea spirituală. Vreți să fiți fermecători? Dragii mei, purtați-vă cu bunătate. Și atunci vom căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un alt om care avea grijă de cel care era nevoie, de aproapele lui. Știți despre cine? Poate vă dați seama despre cine. Iov acesta a avut mare trecere înaintea lui Dumnezeu. O trecere care nici măcar diavolul nu și-o da seama că o să aibă așa mare trecere. Și știți ce spunea Iov despre purtarea lui? Și Dumnezeu nu contestă. Spunea Iov, orbului îi eram ochi, șchiopului îi eram picior, apăram dreptul văduvei. Ei, omul acesta pur și simplu trăia în Vechiul Testament pe vremea patriarhilor, pe vremea lui Avram, era contemporan cu Avram, cu vreo 2000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și el împlinea legea, dar era lege pe vremea lui, pe vremea lui Iov. El împlinea legea aceasta din firea lui, din natura lui care Dumnezeu a lăsat-o în el, avea grijă de aproape. Și omul acesta care a venit la Domnul Iisus să-L ispitească, se făcea oarecum că nu știe care e aproapele lui. Ce, Doamne? Și care este aproapele meu? Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune această pildă și spune, un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. De la Ierusalim până la Ierihon, la cetatea Ierihonului, care a fost prima cetate cucerită de israeliți, după ce au venit din țara Moabului și au trecut peste râul Iordan, era poate între 8 și 10 km. Și este un covoriș care coboară în jos. Am un coleg la muncă care vine de acord din zona aia și a fost de mai multe ori pe drumul. Și spune Domnul Iisus Hristos, era un om care cobora din Ierusalim spre Ierihon. Omul acesta a căzut în mâinile la niște tâlhari care l-au bătut zdravă, l-au furat de toate și l-au lăsat acolo ca și mort. A trecut pe acolo un preot și când l-a văzut acolo șansă, o fi gândită, este drogat, este băut, cine știe ce-a făcut și cineva și-a reglat problema cu el. O trecut de alături. A venit un levit, o trecut și el de alături. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit un samaritean, cineva pe care de fapt nu prea erau băgați în seamă un Israel samariteni acești. A venit, l-a luat, l-a spălat, i-a legat rănile și l-a pus pe asinul lui și l-a dus la Han. Și întreabă Domnul Iisus Hristos, care dintre ei, oarecum, a făcut ceea ce trebuia să facă? Și bineînțeles, omul acesta dă răspunsul bun că de fapt el știa. Domnul Iisus Hristos îi spune, du-te și tu. Și fă la fel. Dragii mei, frați și surori, în vremea în care trăim noi, în societatea în care trăim noi, uitați-vă cu băgare de seamă, relațiile între oameni sunt foarte pe deasupra. Relațiile între oameni, de multe ori, sunt foarte, oarecum, fragile. Te întreabă la muncă, ești ok, ça va bien? Eu am experimentat personal. Dar nimeni niciodată concret nu te abordează să te întrebe ai nevoie de un ajutor? Unul dintre colegii mei care era aproape să meargă la pensie, care era născut aici, la un moment dat, chiar înainte să meargă la pensie, să-și ia retretul, a fost bolnav. A avut o operație, a fost în spital și a fost spre surprinderea lui, l-am sunat. Și l-am sunat mai des și l-am întrebat, cum ești? Ești bine? Vrei să vin, să-ți aduc ceva? Și au spus către mine, aș vrea să nu o luați, să nu vă uitați la mine. Să vă uitați la gândirea
societății în care trăim. A spus către mine, parcă e ceva care nu este normal. M-am gândit la un moment dat că am intrat prea mult în viața lui privat. Și am zis, auzi, de 10 ani mâncăm în aceeași masă. De 10 ani mâncăm în aceeași masă unul lângă altul. N-aș fi putută ca să te las să uit de tine. Dacă vii la muncă, vii. Dacă nu vii, nu vii. Dacă este legi aici în Canada și în Quebec, dacă mergi pe stradă și vezi un accident, s-a întâmplat un accident și nu te oprești să dai o mână de ajutor, să știți că s-ar putea să fie unele acuzați împotriva ta, pentru că n-ai dat primul ajutor și puteai să-l dai. Poate s-au inspirat puțin de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu, nu știu. Sau poate este numai superficial aceste lucruri. Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, noi, ca și creștini, cum Dumnezeu din cer se îngrijește de noi în fiecare zi, cum Dumnezeu ne poartă de grijă, cum Dumnezeu ne pune pe masă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele, cum Dumnezeu ne dă sănătate în fiecare zi, putere de muncă și minte sănătoasă. Sunt atâția oameni în lumea aceasta care n-au minte sănătoasă, care dai $100 la jos și merge de 99 de dolari și ce nu trebuie și de un dolar merge la Dolarama și ia un pachet de biscuiți. Sunt atâția oameni care n-au sănătate, n-au putere de muncă și ar vrea toatele primind din mâna Lui și El se îngrijește de toate acestea. Noi avem aceeași datorie să ne îngrijim de semenul nostru. De cel care este nevoie. Dacă până astăzi am trăit o viață indiferentă, dacă până astăzi am trăit o viață care a spus mie nu pasă numai de mine, este acest obicei. Egocentristul ăsta, care nu te interesează nici de soție, nici de copii, și invers. Și numai tu și tu ești în centrul atenției. Aș vrea să vă spun, acest caracter nu este din Dumnezeu. Nu este din Dumnezeu. Noi care suntem și purtăm noi chipul lui Dumnezeu, purtăm noi Duhul lui Dumnezeu, avem această datorie. Așa cum spunea omul acesta. Samaritean. A făcut ce trebuia să facă. Aș vrea să vă spun, frați și surori, să ne îndreptăm purtarea. Să ne îndreptăm purtarea. Dacă până astăzi am auzit că sunt frați și surori de ale noastre, care trec prin negar și prin probleme, și poate am spus, cum a spus un prieten de-al meu cu mulți ani în urmă, care măcar că venea la adunare și cunoștea cât de cât Cuvântul lui Dumnezeu, spune, auzi, așa mă simt că dacă mâine ar cădea un bloc lângă mine și s-ar sfărma tot în bucăți și pe mine nu m-ar atinge nicio cărămidă, nici nu mi-ar păsa de ce s-a întâmplat cu blocul acela. Societatea de multe ori și lucrurile ne împinge spre astfel de atitudini. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să avem grijă de cel în nevoie. Spune Cuvântul lui Dumnezeu într-o împrejurare, milă voiesc și nu jef. Și nu jef. Oamenii aceștia care au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos trăiau o viață superficială de credință. Era un fel de religioși în fața oamenilor, o imagine în fața oamenilor. Dar, în adevăr, nu-i păsa. Călcau dreptul văduvei și a orfanului. Uitați-vă cum Dumnezeu, cum Dumnezeu lucrează. A venit o femeie. A venit o femeie amărâtă. Și știți întâmplarea aceasta. A venit o femeie nădăjită. Cum nu se mai putea. Și a venit la omul lui Dumnezeu. Și a strigat la el. A strigat la prorocul Elisei. Și a zis, le-a cunoscut pe bărbatul meu. Știi cum se temea de Dumnezeu. El a murit și după moartea lui mi-a rămas o datorie mare. Și n-am cu ce să-mi plătesc datoria. Și cel căruia era dator vrea să ia copiii lor. Cei doi fii care mai am, care e mângâierea mea, vrea să-mi ia rog. Elisei, care era om și era neputincios,
La prima vedere au spus femeii ce pot să fac eu pentru tine. Dacă ar fi avut Elisei bani, i-ar fi plătită datoria. Dar n-avea bani, n-avea nimic. Dar știți de ce femeia aceasta s-a dus la Elisei? Știa că nu Elisei o va ajuta. Dar știa că Elisei are un Dumnezeu care poartă de grijă, că era vărul. Și Elisei îi spune, când Duhul lui Dumnezeu veni peste ea, îi spune Elisei, ce ai acasă? Pe tot ce am, am un vas cu un teren. Du-te acasă. Du-te acasă. Și du-te la vecini. Și adună vase și adună multe vase. Și n-a adunat puțin. Și după aia pune dule în casa ta și închide ușa după tine și după copiii tăi. Și ia din vasul de un teren care l-ai. Și toarnă în vasele care le-ai adus. Și femeia s-a dus și a făcut așa. Și spune la un moment dat că a venit înapoi la prorocul Elisei și a spus: am făcut așa cum i-ai spus și toată casa mea este plină de vase cu un de lemn. Și prorocul nu a spus, acum dacă ți-e plină, dă-mi 5 din ele mie. Să o împarte și cu mine ceva. Nu a spus. O zis, du-te, vinde tot. Vinde tot și plătește-ți datoria. Care o ai? Și ce-ți va rămâne? Nu mi-aduci mie. Trăiește tu și copiii tăi. Are Dumnezeu milă? Dacă Dumnezeu din ceruri ne poartă de grijă ca la această văduvă și nimeni să nu se creadă în puterile Lui, în înțelepciunea Lui și în iscusința Lui, pentru că astăzi poți să fii în vârful piramide și mâine poți să fii ultimul om care societatea te aruncă la marginea drumului. Dar aș vrea să vă spun, asta este la oameni. Înaintea lui Dumnezeu, din cel căzut, din cel amărât, din cel abandonat de toți, din cel care nimeni nu se uită spre tine, acel samaritan care este Domnul, reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Am vrea să fim noi în fiecare zi. Am vrea să vedem unii asupra celorlalți. Am vrea să avem mai multă milă. Vă îndemn, frați și surori, să avem multă milă unii de ceilalți. Cei care sunt în nevoie, cei care sunt în necazuri. Și trebuie este că aici trăim ca străini printre străini. Și de multe ori, poate, ne-am mâncat pâinea întristării. Ca trăim străini printre străini. Avem datorii să ne ajutăm și să ne iubim unii pe alții. Dacă într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu și mărturisim cu gura noastră că îl iubim pe Dumnezeu, avem această datorie să o confirmăm prin a avea milă față de semenii noștri, față de aproapele nostru. Aproapele nostru, omul acesta tare se interesa și cine este aproapele meu. Ca și cum ar fi fost interesat să sară repede în ajutor. Să sară repede în ajutor. Aproapele nostru poate să fie astăzi un frate sau o soră, sau un vecin, sau nu știți niciodată cine poate să fie. Nu știți niciodată. Nu-i numiți. Pentru că nu știți niciodată care este aproapele nostru. Cel care este aproapele nostru este cel care este în nevoie. Și ai posibilitatea să-l ajuți și ai oportunitatea să-l ajuți. Ajută și vei avea o răsplată în cerul. Amin. Domnul să ne ajute. Vă rog să mă îndepriți, dragii mei, câteva minute să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră. Pe lângă ceea ce fratele Mircea a împărtășit cu noi deja din cuvântul acesta. Primul lucru care m-a impresionat atunci când am citit această întâmplare, dacă pot să o numesc așa, este faptul că ea, întâmplarea, începe într-o notă de oarecare tensiune. Discuția a avut loc într-o vreme în care fariseii și cărturarii deja erau deranjați de activitatea Domnului Iisus și dacă la început l-au privit cu oarecare simpatie, așa cum un meseriaș bun se uită la un ucenic care începe să lucreze și el, era acum vremea în care
fariseii și cărturarii erau deranjați de învățătura Domnului Iisus, de popularitatea Lui în creștere și L-au căutat mereu cu gând să-L prindă cu vorba. Luca surprinde acest lucru și spune: un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis. Ce-mi place tare mult la Mântuitorul Iisus este faptul că a știut întotdeauna să dezamorseze o tensiune a unei situații în care a fost pus. Dacă m-aș fi găsit acolo, dacă aș fi fost confruntat cu întrebarea aceasta, probabil că aș fi fost deranjat, probabil că aș fi răspuns, poate ironic, poate într-un alt mod. Dar probabil că tensiunea discuției ar fi urcat, ar fi escaladat. Eu n-aș fi avut înțelepciunea pe care a avut-o Domnul Iisus. Și iată că Domnul Iisus în această împrejurare rostește o pildă extraordinar de frumoasă. Învățătorul acesta a venit și a pus o întrebare. Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Din întrebarea lui, ai fi putut să înțelegi de te-ai fi găsit acolo în mulțime că măcar că el era un învățător al legii, un om care se ocupa cu legea și care vorbea altora, probabil în fiecare sâmbătă în vreo sinagogă era invitat să țină prelege, cu toate că avea această cunoștință deosebit de bogată în lege, el încă nu avea viața veșnică și nici măcar nu știa pe ce cale să meargă ca să ajungă la ea. De-aș fi fost unul din mulțime, eu m-aș fi debarasat de un asemenea învățător. Aș vrea să vă spun că în orice vreme, cel mai mare deserviciu creștinismului l-au adus învățătorii care n-au știut cum se ajunge la viața veșnică. Câteodată nouă ne creează mai multe temeri prigonitorii. Cei care fățiși își arată ostilitatea față de mișcarea creștină. Se pare că mai multe servicii au adus creștinismului cei care s-au erijat în lideri și n-au cunoscut calea și n-au avut nici ei viața veșnică. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Mântuitorul Iisus se lasă prins în această discuție și se ocupă de el cu bunătate, deși omul ăsta a venit la Iisus cu niște gânduri ascunse și din întrebare în întrebare îl aduce la situația de a clarifica problema. Vedeți dumneavoastră, iudeul de atunci și probabil că mulți și din oameni trăitori în vremea noastră organizau societatea cam în felul următor, în felul unor cercuri concentrice. În mijlocul cercului, în punctul acela numit centru, iudeul se așeza întotdeauna pe sine. El era în centru. În primul cerc, apropiat de centru, iudeul îi așeza pe cei din familia lui. Soția, copiii. În cercul un pic mai larg, îi așeza pe cei din neamul lui, prietenii lui și poate rudenile lui. Într-un alt cerc concentric, un pic mai depărtat, mai larg, îi așeza pe cei care erau sămânța lui Avram, iudei ca și el. Și dincolo de limitele acestui cerc, cât mai departe cu putință, îi așeza pe toți oamenii. Câteodată mă gândesc că și noi ne organizăm lucrurile cam în felul acesta. Noi în centru, familia noastră pe lângă noi, în cercul mai apropiat, într-un cerc mai îndepărtat, prietenii, rudenile, colegii cu care ne înțelegem bine, vecinii care ne-au făcut vreun bine și pe cum se distanțează de centru, relațiile sunt tot mai reci. Iudeul ăsta voia să știe exact expresia aproapele meu, până unde se întinde, până la care cerc se întinde. Și Mântuitorul Iisus îl ajută să înțeleagă. Și vorbește despre un om care, fără nume fiind, fără importanță, cu siguranță, a călătorit pe drumul acela și a căzut între tâlhari. Nu o să intru în detalii. Preotul l-a văzut și a trecut pe alături. Levitul a trecut pe alături, samariteanul
în schimb l-a văzut, i s-a făcut milă și s-a ocupat de el. Când Domnul Iisus a ales personajul acesta pe care îl numește Samaritianul, el a știut bine ce face. Audiența din jurul lui era alcătuită din iudei și iudeii nu iubeau pe samariteni. Și când tu nu mă iubești pe mine, de obicei nici eu nu te iubesc pe tine. Și așa se face în relațiile între samariteni și iudei erau foarte reci. N-avea nicio obligație, nici cea mai mică obligație din punct de vedere pământesc, omenesc, samariteanul acesta. Și cu toate acestea s-a uitat la cel care era la margine de drum, căzut, și a zis, nu pot să trec nepăsător. Întrebarea pe care mi-o pun și pe care ar trebui să ți-o pui și dumneata. Suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut milă cu noi. Noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu. Noi spunem că avem viața veșnică pentru că credem în Iisus. Întrebarea care trebuie să ne-o punem. Mi s-a întâmplat vreodată să trecem nepăsător pe lângă cineva care avea mare nevoie de ajutor și să ne uităm cu invitrine sau, mai știu eu, pe sus după avioane? Mi s-a întâmplat să trecem nepăsători, să încercăm să ne mustăm, să ne liniștim mustrele de cuget, spunând că omul acela a făcut ce nu trebuia făcut, de aceea a ajuns acolo. Cine l-a pus pe ăsta să călătorească singur pe drumul acela? De multe ori ne oferim tot felul de explicații. El a ajuns acolo pentru că a făcut asta, aia a ajuns acolo pentru că a făcut alaltă, și socotim că e drept să-și poarte ponoasele pentru că au făcut greșeli. Nu-i datoria noastră să judecăm, ci datoria noastră este să ne întrebăm dacă putem face ceva. Și samariteanul acesta a avut un dobitoc, un mijloc de călătorie, a avut vin și un de lemn, și a avut și bani la el, pentru că plecant era în călătorie și a făcut tot ceea ce îi stătea în putință față de un om, față de care nu avea nici o responsabilitate omenește vorbind. Dar înaintea lui Dumnezeu, el avea responsabilitate față de semenii lui. Și noi avem. Domnul să ne dea putere să trăim așa. Amin. Bilda aceasta se încheie cu un îndemn. Sunt predicatori care folosesc 50 de minute, o oră, oră și un sfert, o oră și jumătate, căutând să explice ce înseamnă hanul, ce înseamnă dobitocul, ce înseamnă un de lemn, ce înseamnă vinul, ce înseamnă cei doi bănuți, angiul și așa mai departe. Sunt frumoase și simbolizările acestea, interpretările acestea, alegorizările acestea. Dar Mântuitorul Iisus ne-a oferit cheia înțelegerii pildei atunci când El a spus învățătorului legii, du-te și fă și tu la fel. E o pildă practică. Și noi trebuie să dovedim o credință practică. Doamne ajută-ne în această zi. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și pentru că Domnul a fost bun față de noi de-a lungul zilei acesteia și de fapt până aici a fost mereu bun, aș vrea să-i mulțumim și în seara aceasta. Aș vrea să ne credințăm soarta în mâna Lui, pentru că în fața noastră este o săptămână de necunoscut. Niciunul dintre noi nu știe ce va întâlni de-a lungul ei. Aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să ne poarte El de grijă. Aș vrea să rugăm să călătorească El însuși cu noi. Și aș vrea să rugăm să ne păzească și copiii. Amin? Ne rugăm în vreme.